Am revenit în sala polivalentă din Craiova pentru disputa dintre SCM, Universitatea Craiova și CSM București. Marian Ursescu și Ion Alexandru sunt alături de dumneavoastră pentru această dispută din etapa 13-a din Liga Florilor Mol. Da, o etapă în care, siguranță, avem o mare favorită. CSM București, așa cum spuneai, maximum de puncte după 12 etape. De partea cealaltă, Craiova, locul 5 cu 25 de puncte. CSM București, antrenată de Adi Vasile, va începe astăzi în poartă cu Marie Davison sau Evelina Eriksson. Pe extremă dreaptă le avem pe Mihai Nicolici, Ostergaard, în interdreapta Kobilinska și Flips, în centru Zaadi și Rotaru, în interstânga Arță, Neagu și Stoica, o singură extremă stângă din Diligan, trei pivoți, Andreea Ilincăi, Vilde Ingstad și Crina Pintea. O echipă de bază, am putea spune. De partea cealaltă, Bogdan George Burcea, antrenorul Craiovei, două absențe de marcă în formația olteană. Este vorba de capitanul Cristina Zanfir și de golgheterul echipei Catarina Cârpeț. Ambele sunt accidentate. Craiova cu Risoviș, Curment și Zogbi de Paula în poartă, Patricia Ghețu pe interdreapta, Cace și Malovici în interdreapta, în centru Miloslavievici și Denisa Vâlcan, trei interstânga, Resetar, Milici și Pașcan, Mugoșa, Colac și Grigorie pe extremă stângă, Jipa și Boicici în pivot. Arbitrii partidei i-am văzut pentru moment, Sebastian Mârza și Cristian Nedelea din Cluj-Napoca. Da, Adi Vasile în imagine, nu are pe Laura Glozer pe postul de portar, dar are soluții foarte, foarte bune. Da, dar trebuie să ne înțelegem că e menajată Laura Glozer, nu e singura indisponibilitate, este extrema stângă spanioloică. Da, Jennifer Gutierrez, dar și Omoreghi. Și Omoreghi, care încă nu își revine. E în recuperare de mai mult timp, într-adevăr. E clar că CSM București este mare favorită la această dispută. Dar Craiova a arătat în acest sezon că se poate bate cu oricine. O formație care a reușit victorii importante și a stat mult timp în acea zonă, 2-3 a clasamentului. Acum a coborât înfrângerile cu Rapid și Minaur, i-au dăunat cu siguranță în clasament, însă vom vedea în ce măsură, fără golgheter, așa cum spuneai, și fără capitan, SCM Craiova poate pune probleme unei formații atât de puternice cum este CSM București. Să nu uităm și pe Ana Maria Țicu, al doilea capitan al echipei, practic. Ana Maria Țicu a anunțat că va deveni mămică și și-a luat o pauză de la handbal. Da, CSM București vine după înfrângerea de la Brest, 21-24 în Liga Campionilor. De partea cealaltă, Craiova vine după înfrângerea de la Baia Mare. Vom vedea ce va fi astăzi. Craiova nu i-a mai bătut pe CSM București din 2021, de acum 3 ediții de campionat. A fost atunci un 27-26 pentru SCM Craiova și să spunem că această echipă a fost cel mai aproape de un vis uriaș de a aduce titlul aici în Oltenia. În 2017, atunci l-a terminat pe poziția a doua, CSM București, câștigătoarea campionatului. Da, Craiova, o avem în imagine pe Boicici, sârboaica de pe pivot, în echipament complet bleu-maren. De partea cealaltă, CSM București, tricouri albe, shorturi negre. Vom vedea și liniile de început cu Mugoșa, Pașcan, Miloslavievici, Boicici, cu Malovici și Cace pentru Craiovence. Da, Boicici este pe postul de pivot în centru, Deiana Miloslavievici în stânga, o vedem pe Pașcan. În dreapta, pe Inter, Malovici. Acum Malovici nu poate arunca, este blocată foarte bine. Nu, Malovici încearcă depășirea și 9 metri până la urmă. Da, Malovici nu prea prinde echipa, e mai mult rezervă în momentul în care joacă Zanfir, pentru că acolo trece Pașcan în Inter dreapta și Zanfir în Inter stânga. Miloslavievici este centrul titular.
Croata este acum la minge, combină cu Malovic, Miloslavević pentru Boicic, însă recuperează Cristina Neagu și contraatac faza a doua pentru CSM București. Cristina Neagu până în extremă, însă nu are spațiu acolo. A călcat în cercul din Diligan, asta au făcut semn arbitrii și au pierdut mingea fetele de la CSM București. Da, o eroare nespecifică, să spunem, pentru o jucătoare cu experiență, așa cum este din Diligan. Este Neagu, încearcă să blocheze, dar nu poate și este primul gol al meciului marcat de Pașcan. Claudia Constantinescu-Pașcan, singura reprezentantă a Craiovei în echipa României la campionatul mondial. Este 1-0 în minutul 2. Neagu a încercat să o angajeze pe Ingstad, însă acolo a fost faultată Ingstad. Pașcan s-a descurcat foarte bine, o situație complicată. Ingstad pentru Arsen, Neagu, flip este în inter dreapta. Nicolic în extremă dreaptă, preferată danezei Ostergaard, acum din Diligan cu Laura Flip, Neagu, pivotul liber, Ingstad marchează 1-1, primul gol pentru Phil de Ingstad. Ce viziune are Neagu, a văzut foarte bine faza, Ingstad ieșise din marcaj și reușește să egaleze. Păcate, CSM vine după o înfrângere în Champions League, a pierdut la Brest. Da, Brest, o echipă pe val la seară în campionatul Franței. Brest a învins la Metz, echipa care a învins săptămâna trecută la București Rapidul cu 34-31. Acum Laura Flips trimite peste poartă, singură cu Zogby de Paul. Ce ratare! A avut nevoie de schimbare din mâna dreaptă, mâna stângă, pentru a arunca și de aceea s-a dezechilibrat Laura Flip. Craiova a pierdut însă imediat mingea. Diana Mucoșa rămăsese acolo singură, dar a scăpat și ea balonul. Acum Cristina Neagu pentru Emily Arțăn, din nou peste poartă, o sarabandă a ratărilor în acest start de meci. Da, doar două goluri în 3 minute și 20 de secunde. Pașcan încearcă cu pivotul, nu se poate întoarce în această fază Catarina Boicici. E greu să te întorci când o ai în spate pe Vilde Ingstad, una dintre jucătoarele de bază ale naționalei Norvegiei. O apărătoare foarte bună, Vilde, da, Ingstad. Ingstad face lucruri foarte bune pentru naționala Norvegiei, nu și Arsen în ultima vreme. Arsen nici nu a mai fost chemată la națională, n-a mai prins echipa. Acum Emilia Arsen pentru Cristina Neagu, Cristina Neagu din nou pentru Arsen. Să vedem Laura Flips și se repliază excelent craiovencele din Diligan și apără Zogby de Paula. Prima intervenție pentru veterana din poarta Craiovei, spanioloica Zogby de Paula. Pașcan încearcă din nou să se înșurubeze pe lângă Flip, dar nu reușește. Din Diligan câștigase bine unghiul, însă Zogby de Paula, multă experiență și a arătat-o și la această fază. Continuă să fie 1-1 după 4 minute și jumătate în sala polivalentă din Craiova. Din Diligan nu e un început prea inspirat pentru CSM București. Craiova e adevărat fără câteva piese importante, dar deocamdată CSM-ul din București este cea care ratează. Nu reușește să marcheze în poziții foarte bune. Neagu, Cristina Neagu, pasa este la întâlnire, dar neinspirată de această dată. Cristina Neagu și contraatac pentru echipa olteană. Miloslavević pasează, Pașcan aruncă și marchează 2-1. Aceeași Claudia Pașcan, al doilea gol în minutul 5 pentru Interul stânga. Multe greșeli de o parte și de cealaltă. Am văzut Miloslavević pasă greșită, apoi Cristina Neagu pasă greșită. Acum vine aruncarea Claudiei Pașcan în stânga portarului Mari Davison și o învinge pe norvegiancă 2-1. Craiova a condus și etapa trecută la Baia Mare, 51 de minute. Băimărencele au întors meciul pe final și au câștigat 29-26. Acum Miloslavević contraatac, o pasă însă total eronată. N-avea cum să ajungă Mugoșa acolo. Da, Miloslavević a ratat o șansă foarte bună. Oricum, un singur gol marcat în aproape 6 minute. CSM București, foarte rar se întâmplă echipei lui Adi Vasile să parcurgă o perioadă atât de lungă de meci cu o singură reușită. Arsen pentru Flip,
Se menține aceeași linie de 9 metri. Hansen, flip, intră din Diligan în circulație. Neagu pasă bună la Ingstad. Ingstad! Lobul este pe lângă poartă. Câte erori din partea campioanei. Milosavljević aruncă și marchează 3-1. Start bun de partidă pentru Craiova, adevărat, pe fondul unor mari, mari erori făcute de echipa oaspete. Da, multe greșeli și de o parte și de cealaltă, însă Craiova parcă e mai în meci, cum se spune. Sunt mai concentrate elevele lui Bogdan Burcea și au marcat de 3 ori, spre deosebire de CSM București. Acum Nicoliș pentru Cristina Neagu, din nou Arțăn pentru Cristina Neagu, dar foarte bine se apără Craiova, închid culoarele acolo. Neagu în interdreapta de această dată. Neagu aruncă și marchează și a luat responsabilitatea Cristina Neagu și a reușit să marcheze în sfârșit pentru CSM. N-o mai făcuse de minute bune echipa bucureșteană. Acum nu se dă fault la această intrare asupra lui Pașcan și șansă de 3-3 din Diligan. O nouă boltă de această dată. Mingea intră în poartă. N-o mai greșește din Diligan. În minutul 8 se restabilește egalitatea 3-3. Însă Craiova a cerut fault la aruncarea Claudiei Pașcan. Minge prinsă cu două mâini de portarul Mari Davis în contraatac și gol reușit de din Diligan. Da, o fază destul de controversată. Pașcan putea obține acolo un 9 metri. Încearcă din nou Oltencele, care au fost egalate foarte repede. Pasă cu pivotul neinspirată, Davidson Arsen, Neagu, ea este regizoarea, pasează foarte bine din Diligan, însă din nou Zobi de Paula cu a doua intervenție în situație de 1-1, acum mingea ajunge la Boicici, nu reușește nici ea să o învingă pe Marie Davison. A încercat acolo o boltă, dar nereușită din replică. Neagu vine cu al doilea său gol și CSM București conduce pentru prima dată la Craiova. Da, Neagu a dat un gol pe stilul nu vă mai dau mingea, gata. Mă duc eu de una singură, nu mai are rost să mai pasez. A avut culoar, Ingstad și-a tras adversarii și s-a făcut acolo un culoar pentru Cristina Neagu. E și golul Ingstad ăsta. Da. Foarte bine s-a mișcat pivotul norvegian. Savjević, Pașcan aruncă și marchează. Din 4 goluri are Craiovei, 3 sunt al lui Pașcan. Ce formă Claudia Pașcan. Constantinescu trebuie spus că a jucat și la CSM București. Pe partea cealaltă, imediat, Zelica Nicolici găsește golul 4. E 5-5 acum. 5-5. Tabela. Foarte rapid, foarte rapid a marcat de această dată Deana Milosavljević. Revedem acțiunea cu Zelica Nicolici pe extremă dreaptă și imediat Milosavljević. Și ea tot în colțul scurt, 5-5. Da, multe goluri în ultimele minute după un start mai ezitant din punct de vedere ofensiv. Arsen pasă la Ingstad. Ingstad nu e 7 metri pentru că este gol. Arbitru deja arăta aruncarea de la 7 metri. 6-5 pentru CSM București. Craiova a slăbit ritmul din punct de vedere defensiv. Au început să găsească calea spre gol și iată, o avem în imagine pe din Diligan, care primește acolo îngrijiri medicale. E o problemă pentru CSM București, pentru că nu are nicio altă extremă stânga de meserie. O vedem acolo pe Stoica, da, trimisă. Ștefania Stoica e acolo. Incredibil. A mai jucat, pentru că în lipsa lui Gutierrez, CSM București nu mai are o altă extremă stângă. Și e aglomerație mare pe dreapta, dar în stânga nu. Da. Și Mihaela Mihai abia revine după accidentare. Și acolo sunt Nicoli și Ostergaard. Acum Malovic, Durdina Malovic punctează și ea pentru 6-6. O aruncare de Inter veritabil. Arsen pasă cu Ingstad, însă Ingstad nu primește nimic la această fază. Contraatacul Craiovei și da, în avantaj din nou Oltencele. Golul marcat de Gianna Mugoșa, foarte bine a pătruns și a reușit să marcheze după această reușită spectaculoasă a lui Malovic.
A, iată, revedem acțiunea cu Mugoșa, vârf de lance la contraatacul Craiovei, care din nou preia conducerea pe tabelă, 7-6, din nou o pasă încercată spre Ingstad, nu reușește norvegianca și Craiova pleacă. Mugoșa, gol, 8-6 în minutul 12. De nerecunoscut defensiva lui Adi Vasile la această fază, Mugoșa a trecut foarte, foarte ușor și a reușit să marcheze din nou. Malovici. Am zis Mugoșa, amândoi, da. Dar este Malovici cu al doilea gol pentru Interul dreapta muntenegrean și 8-6 în minutul 12. Așa cum spuneai tu, CSM-ul, recunoscută pentru defensiva ta, a primit 8 goluri în 12 minute. Hansen, flip. Rafli pătrunde frumos și marchează. Iar a schimbat mingea din mâna dreaptă în mâna stângă. Dar aceasta a inspirată, da. Lui Rafli, oricum, da, defensivă e... slabă al lui Milosavljević, a strâns foarte târziu. Pașcan pentru Mugoșa. Iată, a intrat pe pivot Jipa. Mugoșa s-a dus în extremă. Da, Boicici, altfel, o jucătoare foarte bună, jucătoare masivă, de gabarit, nu prea s-a văzut acolo pe pivot, acum Pașcan. E corner, da, arată Pașcanul faptul că mingea a fost deviată. 9 metri, pentru că... În urmă 9 metri? S-a considerat că i s-a luat brațul în momentul în care a aruncat la poartă. Da, 9 metri, 8-7 pentru Craiova. Milosavljević pentru Malovic, Pașcan. Jipa încearcă să-și găsească un spațiu acolo. Ingstad o ține, aruncarea lui Pașcan, din nou foarte inspirată. 4 goluri marcate de Claudia Pașcan. Acum mingea ajunge în sfârșit la Vilde Ingstad și punctează pentru a treia oară și norvegianca. Căutată obsesiv Vilde Ingstad, o jucătoare care știe mereu să se demarce acolo pe semicerc, iată, foarte bine Arță, n-a văzut-o singură și Vilde Ingstad a marcat 9-8 în minutul 14. Avem un meci cu multe goluri. Da, au fost două goluri timp de 5 minute. Apoi au început să marcheze cele două echipe. Mai ales CSM București după repuneri rapide. Asta e tactica lui Adi Vasile, o nouă aruncare de această dată. În corner, aruncare puternică a lui Milosavljević. Se grăbește Mugoșa. Pașcan acum, din nou Pașcan faultat 9 metri. Trebuie să iasă mai repede la Claudia Pașcan, jucătoarele de la CSM București, pentru că este principalul pericol al Craiovei. O singură pasă. De Malovic. Și scrie Malovic o nouă dovadă a faptului că defensiva CSM-ului nu e la un nivel foarte bun în această primă repriză. La minusuri și pe portarul Marie Davison, să știi, o singură minge apărată în 15 minute acum. Cam tot ce a fost pe poartă a fost gol și Adi Vasile, nemulțumit, cere timeout în minutul 15. Văzut golul superb al lui Malovic. But be patient and in the end focus until the end because the attacks are long. But this is up to us to get concentration there. Now, if they will make a cross to Malovic, it's going to be the fact that we immediately go up to destroy Malovic. Now she has some confidence for the jump shot from outside. In the goal number four. Okay. Now, in the attack, I want us to play these ones and all the time know in the continuation that these are weak links to strongly attack one against one. Okay, okay.
Da, încearcă să oprească pe Malovici Adi Vasile și a spus că acum are mare încredere să arunce de la 9 metri. Oricum, o evoluție foarte bună până acum a jucătoarelor Craiovei. Linia de 9 metri a dus greul, da? A mers bine, Malovici, da, Miloslavievi și Pașcan. Sunt 9 goluri marcate de cele din 10. Din 10, da? Singura care a punctat pe contraatac a făcut-o Mugoșa. Au intrat în șaptele CSM-ului, așa cum l-am auzit pe Adi Vasile, Crina Pintea și Rotaru, însă cea care înscrie este tot Cristina Neagu. 3 din 3 are Cristina Neagu, început bun de partidă, eficient, dacă nu bun, al Cristinei. 10 la 9. Da, după foarte puțin timp a condus CSM București 5-4 și 6-5, în rest Craiova s-a aflat la conducere acum, a schimbat-o și pe Mari Davison, Evelina Eriksson își trece în cont prima intervenție, dar trimite o pasă greșită. Pașcan acum dă la această minge trimisă cu efect de Diana Mugoșa, însă mingea s-a puțin pe lângă. N-a imprimat N-a putut. Efect cât să ducă, să prindă cadrul porții. Iată, revedem pasa greșită și imediat Pașcan pentru Mugoșa. A mângâiat bara cu acea minge. Rotaru pentru Neagu din nou. Devastatoare Cristina Neagu. 4 goluri din 4 aruncări, 10 la 10. Neagu este în acest moment cea mai bună marcatoare a celor de la CSM București. De cealaltă parte, tot 4 goluri are și cea mai bună marcatoare a Craiovei, Claudia Pașcan. Da, vă reamintesc, Claudia Pașcan a fost golgheterul Zalăului și a fost apoi transferată la CSM București. Acum au pierdut mingea craiovencele. Crina Pintea, fault în atac. Ce bine a stat acolo Malovici. Au dus greu de tot. A fost un 1-2 acolo între Pintea și Nicoli și acum au greșit din nou craiovencele. Foarte multe greșeli. Flip, pasă și aceasta în afara terenului. Neagu a ezitat, a părut că poate să dea drumul cu pivotul la un moment dat, a ezitat și de aici lucrurile au mers din ce în ce mai rău pentru echipa lui Adi Vasile. În continuare 10 la 10, 18 minute au trecut din această dispută, din sala polivalentă din Craiova, meci echilibrat între liderul clasamentului din Liga Florilor și echipa care a început foarte bine campionatul, dar în acest moment este pe poziția a 5-a. O victorie, ceea ce ar fi extraordinar de mult pentru Craiova, dar o victorie în fața lui CSM București ar aduce-o acolo în discuția pentru poziția a doua, la 2 puncte de Rapid, care este acum pe locul 2. 11 greșeli tehnice de o parte și de cealaltă, 6 Craiova, 5 CSM București. Foarte, foarte mult în 18 minute de joc pentru nivelul celor două echipe. Reamintim, CSM București primul loc, Craiova locul 5. Două echipe Insta, care... 2 minute. Da, prima eliminare de 2 minute. Da, iată cum o trage aici de tricou Ingstad. Adversara ei. Vedem și cum va juca CSM-ul și în această situație. Milosavević până în extremă. Mugoșa îngroapă mingea în vinclu. 11-10 Craiova. Foarte bine au jucat succesivul. Au profitat de omul în plus. Au dus mingea în extrema stângă și Mugoșa. O jucătoare care a avut prestații foarte bune la mondial pentru echipa sa. Iese acum Mugoșa la plus 1 pentru a ține om la om pe Cristina Neagu. E o tactică obișnuită pentru o echipă care se află în superioritate. Să vedem dacă Rotaru trece. Rotaru pasează pentru Flip Mugoșa și a încercat să vină din spate și să ia mingea lui Flip. Cum Pintea combină cu Cristina Neagu. Rotaru, Andreea Rotaru, dar scoate de la vinclu Zogbi de Paula cu a treia intervenție. Excelent Zogbi de Paula. Acum Pașcan, Miloslavević, Pașcan, culoar și două goluri pentru Craiova, 12 la 10. Cât de bine au știut să profite
fetele lui Burcea de această superioritate dezechilibrată din nou defensiva campioanelor, de această pătrundere foarte decisă. Foarte, foarte bine, jumătate din gol acolo pentru Miloslavjević, care a fentat că pasează în dreapta și a pasat Claudiei Pașcan. Acum Rotaru pentru... Nu a mai ajuns mingea la extrema, ce nu forțare, dar mi s-a părut cam ușor dat, într-adevăr. Șansa acum pentru Oltence de a ajunge la plus 3 pentru prima dată în această dispută. 7 metri, pătrundere hotărâtă a Claudiei Pașcan. Și iată ce repriză face Claudia Pașcan Constantinescu, 5 goluri și această aruncare de la 7 metri scoasă. Să vedem cine va executa Mugoșa. Ea execută și la Naționala Muntenegrului. Mugoșa se duce la 7 metri, moment foarte important al primei reprize. Mugoșa cu fentă. Mugoșa înscrie foarte pentru prima dată 3 goluri avans pentru Oltence, iar echipa lui Adi Vasile are un debut de meci pe care ar trebui să-l analizeze foarte bine. 20 de minute cu doar 10 goluri marcate și mai mult decât atât, un joc foarte nesigur în defensivă. Continuă de gringolada din acest an pentru CSM București. Ne aducem aminte ce greu a trecut de Buzău, apoi a pierdut la Brest și acum această primă repriză deloc mulțumitoare. A intrat Kobilinska și a punctat 13-11, poloneza Kobilinska, trimisă pe Inter dreapta în locul lui Grazad, lui Flips, pentru că franțuzoica a fost inexistentă. Da, e un sezon slab pentru Laura Flip la CSM București. Miloslavjević aruncă puternic, va fi aruncare de la margine, până la urmă a fost o aruncare extrem de tare. Time-out. Malovici. Cred că a cerut, da, cerut time-out și Craiova. 13-11, să vedem explicațiile lui George Burcea. We had three goal advantage. Now are two. Now we need to keep this and to make it bigger. We cannot make it against them with this kind of shoot out from. Try to bring the ball here on wing or 6 meter. Okay? To do this, we need to play. This basic and this basic. Keep moving or bring the ball here, okay? Or 6 meter, we try to play. Okay? Haide, bravo! Câteva indicații tactice din partea lui George Burcea, care mai mult știe. Parcă pentru a le liniști, pentru că au început să se precipite, mai ales în atac, și lucrurile au mers bine pentru Craiova. Atunci când au gândit acțiunile... Au fost mai calme, da. Da, au fost mai calme și mai ales în superioritate numerică au gândit foarte, foarte bine fazele de joc. Craiova conduce 13-11 în minutul 21. 22 am intrat. Da, mai puțin de 9 minute până la pauză. Și una dintre cele mai slabe reprize din punct de vedere ofensiv ale Crina Pintea. Și ea primește îngrijiri medicale pe margine după ce mai devreme... Era din Diligan, da. Da, din Diligan a intrat, din fericire, pentru campioana României. Mugoșa! Ce soluție a ales muntenegreanca! Excepțional! Kobilinska se blochează și e o șansă pentru Craiova din nou. Mugoșa, viteză foarte bună. Mugoșa! Elegant și eficient reușește să marcheze pentru 15-11. 14-11. 15. Două goluri consecutive marcate de Diana Mugoșa. Iată ce frumos a lăsat mingea pe lângă Eriksen. 15-11 pentru Craiova. 5 goluri marcate de Mugoșa. 3 dintre ele consecutive, unul din 7 metri. Kobilinska pentru Neagu, mai departe Neagu. Ingstad marchează și obține și eliminarea de 2 minute. La Adina Cace. Dar nu i-a dat drumul la timp. A sperat cumva să o oprească de tot, dar nu s-a putut asta. E greu să oprești pe Vilde Ingstad. Iată,
al patrulea gol și pentru Wilde-Instad. Aș putea spune că în afară de Neagu și Wilde-Instad, celelalte jucătoare, jocul lor a lăsat de dorit. Da, mari probleme pentru Lola Flip, a intrat de altfel Kobilinska în locul ei. Da, și Kobilinska la faza anterioară a greșit. Trecut prin semicerc aici, ce eroare. Boicici. Neagu reușește cumva să scape, pentru că a fost într-un pericol destul de mare să facă forțare acolo. Kobilinska se duce foarte hotărâtă, doar 9 metri. Sezonul precedent, CSM București a avut probleme aici la Craiova, a câștigat 31-29. Să vedem dacă va reuși să o facă din nou. Kobilinska, Arsen, revenită și ea pe teren pentru Cristina Neagu. Neagu, bară! A avut și noroc acum Zogby de Paula Mingea, a sărutat acolo încheietura barelor. Zogby de Paula era bătută, dar mingea a ieșit în aut. Acum Craiova are din nou posibilitatea să se ducă la 4 goluri. A mai avut 15-11. O repriză de coșmar pentru bucureștence. Craiova e o echipă care prinde curaj, e pe val. La ultima vizită în Oltenia, CSM București a dat 20 de goluri până la pauză la Râmnicu Vâlcea. Iată acum doar 12 reușite. Incredibil. Cristina Neagu încearcă să organizeze puțin defensiva, pentru că aici a fost o altă problemă. Dacă ineficacitatea din atac se poate rezolva altfel, Cristina Neagu are nevoie de o mai mare organizare. Aici însă se duce mingea la extremă, care nu mai era acolo. Probleme mari de dus pentru Crina Pinta. O vedem că se ridică, dar nu poate să calce bine. Da, ea nu a făcut deplasarea la Brest, ea n-a jucat, dacă bine știți, la Brest, pentru că a fost răcită și acum a reintrat, dar șchioapăta acolo. A intrat pe teren pentru prima dată Gras Zadi la CSM București. Kobilinska, poloneza se duce din nou foarte hotărâtă, e gol până la urmă. Și cred că a mai scos o eliminare de 2 minute. Iată și pe Kobilinska cu ochiul drept vânăt. Probabil că după meciul de la Brest și Claudia Pașcan, Constantinescu. Prima eliminare în tabăra Craiovean. A doua eliminare. E o perioadă de joc foarte complicată pentru echipa lui Burcea, pentru că a avut-o pe Cace eliminat, acum este și Pașcan. Intră pentru prima dată în această partidă Vulcan în Inter stânga. Iată-o pe Vulcan acum, încearcă să-și facă un spațiu pentru aruncare. Miloslav Levici pentru Vulcan. Miloslav Levici reprimește. Miloslav Levici a croșetat bine, însă nu a reușit să înscrie și rămâne 15-13, 4 minute și jumătate până la finalul primei reprize. Emilie Arțăn pentru Kobilinska, mingea pentru Ostergaard, încearcă o boltă și Zogby de Paula o pedepsește acolo, parcă îi spune, nu așa poți să mă învingi pe mine. Iată ce parade, mai întâi Eriksson și acum Zogby de Paula, vulpe bătrână, cum se spune, a așteptat-o, i-a dat momeală. Exact, foarte, foarte inteligentă. Mai bine de 5 minute fără gol marcat de echipa craioveană. Încercat să pătrundă, dar nu a reușit Malovici, care a mai scăzut din rit față de începutul partidei. O primă repriză frumoasă, senzațională la Craiova. Și asta în primul rând datorită formației gazdă. Malovici trimite pe lângă poartă acum și e o nouă șansă pentru CSM București de a reduce din diferență. Cristina Neagu. Neagu pentru Arsen. Arsen mai departe la Kobilinska, mingea salvată până la urmă, însă o nouă pasă greșită a lui Arsen, care este mult sub nivelul arătat în sezonul precedent. Kobilinska acum pe extremă și gol, al 14-lea gol al echipei bucureștene. Marchează de această dată Trine Ostergaard. Primul său gol, daneza nu mai ratează. Din nou un unghi mare acolo s-a dus aproape de centrul semicercului. Profitat la maxim de jucătoarea în plus CSM de această dată. A catapultat mingea în vinclul din dreapta porții lui Zogby de Paula. 15-14, CSM București nu cedează, se apropie
Să vedem craiovencile care au scăpat de eliminarea de 2 minute. Vulcan pentru Malovic. Malovic! Gol al 4-lea. Da, o perioadă de 6 minute și jumătate, aproape 7, fără gol marcat de Craiova. Și acum 7 metri, dacă e și eliminare. Este și eliminare de 2 minute pentru Boicici. Boicici, da, e eliminare de 2 minute. Numai prostii a făcut Boicici în această primă repriză. Da, iese Catarina Boicici și nu va mai juca aproape până la finalul primei reprize. Neagu, din nou, foarte inteligent, o găsește pe Ingstad. Norvegianca a încercat să și marcheze, deși era foarte clar împinsă. Se face schimbare de portar la Craiova, nu e tot Zorbi de Paula. Emily Arțăn este, de obicei Cristina Neagu execută, acum Emily Arțăn cu Zogbi de Paula față în față, înscrie și Arțăn. Din portarul din Spania, iată, se vede aici, minge atinsă cu mâna de Zogbi de Paula, însă nu reușește să oprească pe Arțăn. Cred că a avut destul Neagu a lăsat-o pe Arțăn tocmai pentru a-i da puțină încredere, se poate. E o primă repriză prea bună jucătoarea din Norvegia. Foarte bune prietene cele două, Neagu și Arțăn. Și a revenit Pașcan pe teren. Milosavljević, Pașcan și Malovic la linia de 9 metri pentru echipa din Craiova. Ultimele 2 minute din prima repriză încearcă să se întoarcă Milosavljević, însă Kobilinska se apără foarte bine. Sunt în amenințare de joc pasiv pentru că n-au atacat poarta. Craiovencile sunt în inferioritate numerică și se opune Eriksson aruncării telefonate. A fost o aruncare slabă a lui Milosavljević. Și șansă pentru CSM București de a egala. Cristina Neagu, Neagu pasează Kobilinska, însă Zogbi de Paula reușește o nouă paradă senzațională. 6 parade pentru Zogbi de Paula. De partea cealaltă, portarii de la CSM București doar cu 4 intervenții. Caracatiț a fost aici Zogbi de Paula. Nu a putut să o învingă nici de această dată Kobilinska. Și din nou din postură de 1-1 cu apărătorul, cu adversarul. Acum Milosavljević, Pașcan încearcă să pătrundă, lasă o pasă în spate pentru Malovic. Intrăm în ultimul minut de joc. Malovic la un pas de a comite paș acolo, însă a trimis pe lângă poartă. Au un atac din nou în superioritate pentru CSM București. Neagu, Ingstad. Venit pasa de la Arsen și nu de la Neagu. Ingstad mulțumește și egalează 16-16. Foarte bună pasa lui Emily Arsen. Da, Ingstad 5 reușite. A fost a 5-a reușită pentru pivotul norvegian. 16-16 cu 30 de secunde rămase de joc. Să vedem dacă oltencele vor intra la cabine în avantaj. Au condus, reamintim, și cu 4 goluri, da, diferență. A fost 15-11 la un moment dat. Pașcan, Malovic, blocat, aruncă Milosavljević și marchează, readuce în avantaj echipa olteană. Ultimele 5 secunde, Neagu încearcă să pătrundă, Neagu pasează bine. Din Diligan marchează în ultima secundă și egalează CSM Craiova. CSM București, egalitate la 17 într-o primă repriză spectaculoasă și ne așteptăm cu siguranță și în partea a doua a jocului de un meci foarte ofertant. Luăm acum o scurtă pauză când ne vom întoarce ce pe partea a doua din sala polivalentă din Craiova. Revenim în sala sporturilor din Craiova. O primă repriză senzațională între SCM Universitatea Craiova și CSM București la pauză, 17-17. Craiova a avut 15-11 și părea că va conduce cel puțin după primele 30 de minute. CSM-ul s-a redresat și la pauză a egalat prin Din Diligan în ultimele secunde. La pauză așadar 17-17, o primă repriză în care au ieșit în evidență jucătoarele din linia de 9 metri ale Craiovei, cu Claudia Pașcan, autoarea 5 goluri, de Milosavljević 3 și Malovic 4. De partea cealaltă, Cristina Neagu are 4 reușite și Vilde Ingstad 5.
Problema celor de la SCM Universitatea Craiova este că au marcat doar 4 jucătoare. 17 goluri, doar 4 jucătoare marcatoare, incredibil. Asta să fie problema și să obțină un rezultat e greu de crezut că pozitiv, pot menține un același un probabil craiovencele nu s-ar supăra, dar așa cum spui tu, e greu de dus un meci în atâtea de puțin jucătoare până la final, pentru că vă spuneam, lipsesc de la Craiova Cristina Zanfir și Catarina Cârpeț, ambele accidentate. De partea cealaltă, Crina Neagu s-a accidentat și ea șchiopăta, nu știu, nu știm ce a pățit, probabil, eu știu... Crina Pintea, da. Da, da, Crina Pintea cu probleme, nici Jennifer Gutierrez, nici Laura Gloser nu sunt pe foaia de joc. Bogdan Burcea dă ultimele indicații înainte de startul reprizei a doua, la fel și Adi Vasile, și-a strâns jucătoarele în jurul său. CSM București, 12 victorii, încearcă să termine din nou campionatul cu maximum de puncte. Da, lucru care pare posibil. La ce lot are CSM-ul, e posibil să se întâmple, însă această deplasare de la Craiova e un pic mai complicată decât credea Adi Vasile. Echipa sa a făcut câteva erori destul de mari și iată-o acum la pauză, la egalitate cu SCM Craiova. O discut acolo între Ansen și Crina Pintea. A întrebat-o Ansen cum se simte, să vedem dacă va mai putea juca în această dispută Crina Pintea. În schimb, Cristina Neagu, iată-o din nou pe teren, așa cum s-a întâmplat și în disputa cu Buzăul. A jucat mult cu Buzăul, iată-o și acum stă mult practic pe teren. Practic, în prima repriză n-a ieșit absolut deloc Cristina Neagu. Atac-apărare. Atac-apărare, exact. Și acum este pe partea scurtă, va ieși probabil mai mult la schimbare pe faza de apărare. 15 greșeli tehnice în prima repriză, 8 Craiova, 7 CSM București, și cu toate acestea avem 34 de goluri marcate, un ritm foarte bun de partidă pentru ambele echipe. Da, și o echipă bucureșteană care a înscris 3 goluri în 2 minute și jumătate în finalul primei reprize, tocmai pentru a egala la 17. Cristina Neagu pasează pentru Gras Zadi, Franțuzoica din nou la Neagu, probleme acolo pe pivot. Malovici a fost tamponată de Ingstad. Flip pentru Gras Zadi, cele două franțuzoace combină. Zadi, Neagu, din nou Gras Zadi. Zadi pentru Dindiligan, nu are pe unde să pătrundă. Dindiligan, 9 metri. N-au avut timing la această acțiune niciuna dintre jucătoarele CSM-ului. A vrut mai întâi să intre spre poartă Zadi, apoi Dindiligan, Neagu acum pentru Laura Flips și în blocaj doar rămâne în amenințare. Malovici a pus acolo mâna foarte bine. Rămâne amenințarea de joc pasiv, să vedem câte pase vor mai avea. Iată ce braț salvator a întins acolo Malovici. Cristina Neagu pătrunde și pe lângă poartă. Da, ce ratare din partea Cristinei, o acțiune care de obicei e finalizată cu gol de capitanul CSM-ului. Acum încearcă o trece Milosavljevici, 9 metri, după acest tampon pe care i l-au pus Catarinei Boicici. Doar a doua ratare pentru Cristina Neagu, 4 goluri în prima repriză din 5 aruncări. Nu începe deloc bine CSM București nici această repriză. Malovici, Milosavljevici și Pașcan la linia de 9 metri pentru Craiova. Puține schimbări făcute de Burcea, acum o pasă a lui Milosavljevici foarte slabă și CSM-ul are șansa primului gol din această repriză. Îl marchează Ingstad, 18-17 pentru CSM București. Echipa lui Adi Vasile nu a mai condus de la 6 la 5 minutul 10. Da, de partea cealaltă mă uitam, 3 greșeli tehnice pentru Deiana Milosavljevici, a ratat pasa pentru Boicici la faza anterioară și CSM București a punctat acum. Vulcan pentru Malovici, din nou, nu, Pașcan, scuze, un schimb acolo între Pașcan și Malovici, s-au opus bucureștencele. În centru, acolo cu Arțăn și Vilde Ingstad. Acum Milosavljevici recuperează. Cristina Neagu, contraatac.
cu Din Diligan, două goluri, prima dată când CSM se desprinde pe tabelă. Da, și Craiova nu a marcat în această repriză secundă, alt aspect important. Din Diligan, vă spuneam, singură pe postul său în extremă stângă, trebuie să joace mult, a făcut-o și în ultimele partide foarte, foarte mult. Mai este schimbată cu Ștefania Stoica, un Inter de meserie. Două minute Miloslav Levici și e nevoit să scoată portarul George Burcea. Alovici, Pașcan, nu a căzut în capcană Flip. Reușit să blocheze până la urmă această pătrundere a Claudiei Pașcan. Patru eliminări Craiova, una singură pentru CSM București până acum. Se opune încă o dată Eriksson și CSM București se poate desprinde la trei lungimi distanță. Acum să vedem Flip. S-au cerut pași acolo, din nou Din Diligan, doar bară. Avea un unghi excelent Din Diligan, însă a preferat această soluție. A fost nehotărâtă. Da, e genul acela de fază în care arbitrii pot da și căzută. Se fluieră greu căzutele, dar da, se mai fluieră. Malovici, pentru Vulcan, Pașcan, din nou Vulcan. Pașcan nu mai are curajul, parcă din prima repriză, și acum dă o pasă complicată. Neagu de la mare distanță, Neagu pe lângă poartă. Mai rar a ratat Cristina Neagu. Nemulțumită bombune acolo Cristina Neagu, nemulțumită că n-a cadrat acea aruncare. Putea să mai meargă câțiva metri spre poartă și să arunce, s-a grăbit și a trimis pe lângă. A făcut mulți pași zogbi de Paula, probabil și ea. A speriat-o pe Neagu, Malovici, Pașcan, aruncă 7 metri pentru apărare în semicerca lui Flip. Flip și Arțăn acolo, o să vedem, cei doi arbitri au dictat aruncare de la 7 metri pentru Pașcan, apărare da, în semicerc. Tot Pașcan va fi la 7 metri, a dat 5 goluri până acum. Niciunul din 7 metri, Mugoș a transformat ceva mai devreme, dar Pașcan ratează. E ciudată cumva decizia lui George Burcea de a o schimba pe Mugoșa din această situație. Erau cu călcâiele în semicerc acolo bucureștencele. Da, și Arsen era cu călcâiul în semicerc, într-adevăr. Patru intervenții pentru Evelina Eriksson. Suedeza a adus un plus în poartă în momentul în care a intrat. Marie Davison, doar două intervenții din 12. Acum Neagu. Cristina Neagu. Flip. Din nou pentru Neagu. Vine gras Zadi cu pivotul. Ingstad lăsată singură. Ingstad! Rar de tot vedem așa ceva. Ingstad trimite destul de mult peste poartă. A doua ratare și pentru Vilde Ingstad. 6 goluri din 8 aruncări acum pentru norvegiancă. Dar câte atacuri au ratat cele două echipe la acest scor 17-19? Două goluri în 6 minute, ambele marcate de CSM București în această repriză secundă. Ineficacitate. Sunt 8 atacuri ratate, 4 de o parte și 4 de cealaltă la acest scor. Foarte bine a blocat-o pe Pașcan de această dată Flip. Mi-aducem aminte, așa a început și prima repriză, cu goluri puține și apoi cele două echipe a fost o adevărată sarabandă. Au fost doar două goluri în primele 5 minute. Acum sunt două goluri în 6 minute și jumătate. Milosavljević pentru Pașcan, Malovici. Malovici, era Pașcan acolo pe semicerc, aștepta mingea, dar n-a mai putut să-i trimită. A început să se apere mai bine CSM-ul. M-a îngrijit, într-adevăr. Milosavljević pentru Malovici. Ce pasă slabă dă Milosavljević. Arțăn a vrut acolo să trimită pe contraatac, s-a răzgândit, n-a găsit nicio coechipieră și un atac acum pozițional pentru CSM București. Rămâne în aceeași formulă CSM-ul cu Ostergaard, Flips, iată intră Zadi. Vedem, va face schimb de locuri cu Laura Flips, cu siguranță va veni Zadi în centru. Neagu, Zadi. Neagu agață mingea și reușește să marcheze. A fost o pasă complicată venită de la Graza Adinsă. Neagu
după două ratări pentru Cristina Neagu, una cu poarta goală, ne aducem aminte, vine a cincea reușită pentru capitanul CSM-ului și prima dată când CSM-ul se desprinde la 3 lungimi distanță, acum este 20-17. E iar îngrijorător, Craiova de 8 minute nu a mai marcat. N-a dat niciun gol în această repriză. Și acum Pașcan, da, a găsit culoarul în sfârșit și reușește să înscrie. Este 20-18 în favoarea echipei campioane. Imediat, Grasadi reface avansul de 3 goluri a echipei lui Adi Vasile. Prima reușită pentru... Cât de bine s-a mișcat Grasadi. Centrul de la CSM, 21-18, rămâne și în faza de apărare Grasadi. Zadi care va pleca la Crim. A schimbat-o pe Neagu, așa cum anticipam. Neagu stă pe faza de apărare pe bancă, odihnită. Da, Grasadi va pleca la Crim, Lora Glozer la Ferencvaros. Stefania Stoica la Rapid. O frumoasă aruncare a lui Miloslav Levici. Faul, 2 minute. 2 minute eliminare. Boicici și a doua. Și a doua, da, într-adevăr, a doua eliminare pentru Boicici. Să știi că la etapa trecută la Baia Mare, Boicici a avut 2 eliminări în prima repriză și era pasibilă de cartonaj roșu. N-a mai... s-a apărat îngrijit în repriza secundă și n-a văzut cartonașul roșu. Păcălită de Cristina Neagu, acum Boicici. Neagu pasă pentru Zadi, dacă nu era gol, era 7 metri pentru apărare în semicerc, iar avansul echipei bucureștene crește din nou la 3 goluri. Multe eliminări pentru Craiova. De partea cealaltă, vă spuneam, CSM-ul are una singură. Devine Jipa pe postul de pivot. Cace merge în extremă dreapta. Vulcan, Pașcan, Vulcan aruncă, dar nu poate să înscrie. Previzibil și Evelina Eriksson se opune acum. Emilie Arțăn pentru Nicolici și apără senzațional Zogbi de Paula. O nouă aruncare neutralizată de Zogbi de Paula. Jipa de cealaltă parte marchează și reduce din diferență. Aveau nevoie de acest gol craiovencele, pentru că dacă CSM-ul s-ar fi desprins la 4 goluri diferență, era greu. Nu că acum ar fi ușor. Da, 22-20 pentru CSM și atacul. Flip, Zadi, Neagu, Neagu, Fentă și gol marcat de Cristina Neagu. Continuă să fie cea mai periculoasă armă a CSM-ului Cristina Neagu. A egalat-o pe Wilde Instad, 6 reușite de pentru ambele, câte 6 reușite pentru ambele jucătoare. 6 din 8 Wilde Instad, 6 din 9 Cristina Neagu. Meci bun făcut de cele două. Miloslav Eviș pentru Vulcan. Jipa intră în circulație mai departe la Pașcan. Aruncarea lui Miloslav Eviș în blocaj. Inkstad s-a apărat senzațional. Au pierdut din concentrare fetele lui George Burcea față de prima repriză, terminată la egalitate 17-17. Un atac acum puțin mai greoi al CSM-ului. Se fac schimbările. Atac, apărare, a ieșit Arțăn, intră Grasadi. Cristina Neagu are și 7 pase de gol în acest meci. O partidă foarte bună pentru Neagu. Grasadi, fault în atac. Asta bine Mugoșa. A reușit să provoace această pierdere a posesiei către CSM București. Miloslav Eviș cu o viteză foarte bună. Jipa, un nou gol și 2 minute eliminare pentru Laura Flip. A doua eliminare de 2 minute în tabăra CSM-ului. 2 goluri consecutive pentru pivotul Jipa. Da, Jipa a evoluat și ea, ne aducem aminte, la CSM București.
mai mult, a stat pe bancă foarte puține minute prinse de tânăra jucătoare, de asta a și preferat să plece la Craiova. Aici la Craiova nu joacă foarte mult. Da, și se pare că va pleca în vara viitoare, un adevărat desant al jucătoarelor de la Craiova și de la antrenorului, de fapt, către Corona Brașov. Vor fi numai puțin de 5 jucătoare care merg la Corona Brașov cu Bogdan Burcea în sezonul viitor. Bogdan Burcea se întoarce la Corona Brașov. Acum a înscris Graza Dini. Aducem aminte, Bogdan Burcea s-a luptat cu Corona pentru titlul de campioană. A pierdut în detrimentul Minaurului. Acum Claudia Pașcan înscrie încă o dată. Ce depășire frumoasă acolo pentru Claudia Pașcan. Are 29 de ani Claudia Pașcan. Venit de la Dacia Mioveni. A fost și la Rapid două sezoane. Și la CSM București un sezon. E adevărat că mare parte din el l-a petrecut la Dunărea Brăila ca jucătoare împrumutată. Și la Zalău. A fost și la Zalău, într-adevăr, la începutul carierei. Acum CSM București, mingea ajunge la Din Diligan. Foarte bine Alexandra Din Diligan cu a patra reușită. Tot mai multă siguranță pentru Alexandra Din Diligan, faptul că este singură pe extremă, nu are presiune, practic. Altată Miloslav Levic. Time out, George Burcea. Foarte nervos George Burcea, o discuție cu Jipa. Jipa care a ținut-o Craiova în joc. Vedem câteva dintre acțiunile soluționate cu gol sau parate de portari. Spectatorii așteaptă ca echipa favorită să revină pe tabelă. Nu e o diferență de neremontat. 22 la 25. Acum să vedem Vulcan pentru Cace. Fault în atac. Ce bine a stat acolo Din Diligan. Da, greșeala lui Cace și șansă pentru CSM de a ajunge la plus 4. Oltencele, vă reamintim, au fost la plus 4, 15-11 în minutul 20. Au fost cele 8 minute în care Craiova n-a reușit să marcheze începutul slab. Acolo s-a făcut diferența, practic. De la 17-17 s-a dus CSM-ul la 20-17. Este diferența care este acum, și acum consemnată. Cristina Neagu înscrie încă o dată a șaptea reușită și CSM-ul pare să se desprindă. La jumătatea meciului, practic, CSM-ul conduce cu 4 goluri, 26-22. Luslav Leviș pentru Vulcan. Pașcan cearcă Jipa să intre și ea în circulație. Vulcan pasă până în extremă. Unghiul este mic. Jipa a călcat semicercul. La Mugoșa s-a fluierat semicerc. Pasa venită de pe extremă. S-a încercat acea aerian. Acum 7 metri. Kobilinska și fault și apărare în semicerc la Pașcan. Kobilinska are acest stil. E foarte hotărâtă. De fiecare dată se duce foarte tare peste adversar. Hansen. Din nou la 7 metri. A marcat ceva mai devreme, o face și acum. 27-22, s-a lăsat liniștea în sala din Craiova.
Echipa gazdă cu a doua repriză slabă, cu doar 5 goluri marcate în 16 minute. Da, este 10-5 intermediar. Face un gol important, dar atât de norocos până la urmă. Un gol era mic de tot. Și vedem cât de mult lipsește Catarina Cârpeț Craiovei, folosită acolo pe post de extremă acum Adina Cace. Catarina, da, Cârpeț este cea mai bună marcatoare a campionatului. Are o medie de 10 goluri pe meci. Da, ar fi fost foarte interesant să fie și ea pe teren la această dispută. Și Catarina Cârpeș va merge la Corona Brașov cu Bogdan Burcea. Marchează echipa oaspete din nou. Gol marcat din extrema dreaptă. Nicolici. Nicolici, da. Nicolici vine la Craiova sezonul viitor. Revine la Craiova. Revine la Craiova, de fapt, da. Da, Nicolici, ne aducem aminte, a câștigat Cupa EHF cu Craiova în 2018 cu Bogdan Burcea pe banca tehnică. A avut evoluții foarte bune Sârboaica în acel sezon și nu numai. Frumos golul, foarte frumos golul lui Mugoșa, care se uită urât la Nicolici. Și a cerut scuze și a tras imediat piciorul, dar era în pericol Mugoșa. Zadi Neagu mai departe până la Din Diligan. A curs foarte bine acest atac. Schimbată, intrat în poartă Curmenz, dar degeaba. Din Diligan a punctat cu siguranță 5 goluri și pentru extrema stângă. Iată mingea direct în lung. 6 goluri avans pentru CSM București, ceea ce se putea transforma într-o deplasare foarte complicată. Fetele lui Adi Vasile au rezolvat în mare parte. Să vedem dacă vor putea să țină ritmul în fața unei echipe a Craiovei care încearcă să revină. Miloslavević provoacă eliminarea Kobilinskăi. Prima eliminare pentru Monica Kobilinska, poloneza. Și a tras acolo adversara. Jucătoare foarte importantă pentru naționala Poloniei. Miloslavević trasă, împinsă de Kobilinska și CSM București pentru 2 minute în inferioritate. Pașcan și are noroc Evelina Eriksson. Mingea din piciorul ei s-a dus doar în bară. Găsise un culoar Pașcan. Da, foarte mult noroc pentru Eriksson. Această aruncare, joacă fără portar CSM, iar Cristina Neagu merită o atenție specială, e ținută departe de Mugoșa. Zadi, flip, e eliminată Kobilinska și a revenit flip pe teren în interdreapta. Neagu! Da! Aceasta este Cristina Neagu, din păcate nu o vom mai vedea la echipa națională cu acțiuni de acest gen. 8 goluri pentru Cristina Neagu, iată o acțiune personală, a depășit-o acolo ușor pe Jipa și a punctat pentru CSM București. Urmează o perioadă puțin mai, cu meciuri puțin mai ușoare, partida cu Savehov, campioana Suediei, la îndemâna CSM-ului. Între timp Miloslavević punctează pentru pentru SCM Craiova, 30-25. 5 goluri și pentru Miloslavević. Ceva mai devreme, Mugoșa, deși avea misiunea să o țină pe Cristian Neagu, a plecat de acolo. Nu, Neagu ținută la centrul terenului aproape. Mugoșa vrea să fie mai atentă. Iată-o, încercă să o țină pe Cristian Neagu. Flip, scapă și trimite pe lângă poartă, dar obține și 7 metri. O scoate de acolo de fiecare dată pe Neagu din postura de om la om, trece prin fața ei practic și o scoate din această ipostază Grazadi. Așa s-a întâmplat și la faza în care Neagu a pătruns și a marcat. Acum caută mingea în spatele porții Vilde Ingstad, timpul e oricum oprit, Curmenț schimbată de Zogby de Paula și tot Emily Arțăn se pregătește să execute a treia aruncare de la 7 metri pentru CSM. Doar din 7 metri a marcat Arțăn astăzi. Arțăn continuă să fie foarte precisă la aruncări de la 7 metri. Din nou 6 goluri avans pentru CSM București, care se pregătește de a 13-a victorie în 13 meciuri în acest sezon. Pasă în extremă Mugoșa, număr. Nu,
Nu cred că este... Ba nu. Nu cred că este de două minute. Mi s-a părut în număr. Iese Mugoșa, nu a protestat absolut deloc și Gianna Mugoșa. Și a cerut scuze, semn că i-a dat cu mingea în față. Dacă s-a dus la portar, ia să vedem. Da. Eu îmi cer scuze că am zis altceva. Nu e problemă, n-am văzut, dar gestul Dianei Mugoșa m-a făcut să cred că i-a dat cu mingea în față. Burcea se uită foarte urât către Mugoșa. Ea și-a lăsat din nou echipa în inferioritate. Paulteană, mai multe eliminări de două minute decât CSM București, care acum își mărește din nou avansul după această reușită a Lorei Flip. A doua reușită pentru Lora Flip. Aducem aminte, prietena lui Schneider evoluează și el la CSM București, la echipa băieților. 6 eliminări CSM Craiova, doar 3 rivala din București. Malovici, Milosavljevici, nu Malovici, Malovici nu a mai aruncat la poartă de mult timp. E eliminare de 2 minute cu această intervenție asupra lui Malovici. Arsenal își cere scuze. Vreau înțelege norvegianca, da. E prima eliminare. Cu această eliminare, dar asta este. E a patra în contul CSM-ului. Flip Kobilinska și Ingstad. Mai primit eliminare. Mai degrabă, aș tinde să cred că are dreptate Ansen. Dar a fost așa, la limită. Da, doar dacă a atins-o pe față. Ceea ce nu aveam cum să vedem acum. Da. Arbitru era mai a bine avut poziționat, un da. Unghi mai bun. Oricum n-au fost probleme de arbitraj astăzi, chiar n-au ieșit deloc în evidență cei doi, Mârza și Nedelea. Au lăsat jocul. Milosavljevici, Malovici, nu aruncă nici de această dată Malovici. Milosavljevici se înalță și înscrie. Hotărătoare această Deana Milosavljevici, un transfer foarte bun pentru Craiova. Evoluții foarte bune și la Naționala Muntenegrului, ne aducem aminte. Muntenegru a avut o prestație bună la mondiale, ne-a bătut la europene. Malovici continuă în seria ei de minute fără gol, a rămas cu 4 toate în prima repriză. Balon blocat foarte, foarte bine. Scuze, am spus niște prostii, Milosavljevici e croat. Curmenț, da. Nu e muntenegreancă, da. Dar... Milosavljevici pasă pentru Malovici. Da, Malovici e muntenegreancă. Malovici e muntenegreancă, așa este. Dar pe la Craiova mă gândeam la Pleticosiș, care este de origine croată, dar joacă pentru Muntenegru. Acum... Vulcan și gol din nou marcat de Deana Milosavljevici. Al șaptelea. 29 de ani, a venit de la Siofoc, din Ungaria. Ca doar 17 meciuri naționale la Croației. Ingstad, 2 minute. Se echilibrează situația la 2 minute. Da, mai Ingstad. Sunt doar 7 minute și jumătate de joc și avansul echipei campioane e de 5 goluri. Greu, foarte, foarte greu de remontat așa ceva. Mai ales în fața unei echipe atât de experimentate cum este CSM București. Da, CSM-ul s-a desprins la 7 goluri pe tabelă și... Așa cum spuneai și tu, e greu să mai recuperezi o astfel de diferență. Să vedem acum Curmenț, Milosavljevici, Vulcan, Malovici. Malovici și gol. Scăpat-o de acolo din marcaj din Diligan. 4 goluri consecutive marcate de SCM Craiova. Un pic cam târziu însă s-au trezit fetele lui George Burcea. Timeout cerut de Adi Vasile. 32-28 în favoarea echipei sale. If they will take Cristina 5+1, see this situation that we can have here grass. See this situation that we can, yep, made a Portugal. But now Emilie, patience.
I want you to be here because I want us to free this space, okay? So you stay here and then we attack to this side, okay? And when we come in the defense, you're 5 against 6, be aware of this block to the pivot. Try to maybe come a little bit down. Try to go, okay, so to go up and then play offense because it's hard for you. Okay, if they play 5-1 normal, I think we can go for the Kempa 5. Return, grasp, put pressure. Let's go. Am auzit-o pe Neagu acolo mai devreme nemulțumită de faptul că nu pleca una dintre jucătoare fără minge să creeze culoare, dar mă gândeam, Ioane, că uite, CSM-ul nu are posibilitatea să ruleze tot lotul la o astfel de partidă. Adică așa sunt este. Jucătoare care, gen Stoica, Rotaru a jucat foarte puțin, Mihai n-a jucat deloc, Ailinca, am văzut-o acolo pe bancă. Nu poți să intre pentru că n-au siguranța victoriei. Scorul e prea strâns, într-adevăr. Orare foarte bună a Craiovei. A ieșit Colac și a tamponat-o pe... Cred că a fost genunchi în genunchi. Așa are scuze, Alexandra Colac. Ia să revedem. Da, genunchi în genunchi, exact cum spuneai. Hansen cu probleme. Neagu, excelentă pasa lui Neagu. Mihai, intrată și ea în finalul acestei partide. Înscriu un gol foarte important. Craiova însă de la centru reface această diferență de doar 4 goluri în favoarea bucureștencelor. Mai sunt 6 minute. Fanii continuă să spere. Revedem golul Mihaelei Mihai și apoi și acțiunea de la centrul terenului cu Miloslavjevic punctând cu siguranță. Locaj bun al lui Malovic, 9 metri. Flip a fost acolo oprită Zadi. E bătaie mare pentru cine va fi golgheterul acestei întâlniri. Mihai, acum oprită însă de Curbenț. Și o nouă șansă pentru Craiova de a face acest final de meci mai interesant. Vulcan, pasă bună pentru pivot, 7 metri. S-ar putea să avem un final de partidă interesant dacă CSM București nu joacă serios până la capăt. Iată, Vulcan pentru Jipa și aruncarea de la 7 metri încearcă să fie transformată de aceeași Deiana Miloslavjevic. Eriksson în poartă, Miloslavjevic înscrie și Craiova vine la minus 3. Iată, și o perioadă bună de joc pentru trupa lui George Vurcea. Și Miloslavjevic cu 9 reușite devine principala marcatoare a partidei. O depășește pe Cristina Neagu cu 8. Mai sunt Pașcan cu 7 și Ingstad cu 6 reușite. 6 minute cu un singur gol marcat de CSM București. Zadi înghesuită acolo acțiunea de atac a celor de la CSM București. Încearcă o apărare mai agresivă Craiova cu plus 2 jucătoare. Miloslavjevic este la Zadi, Neagu și apăzită de Jipa. Neagu pasează, însă mingea este recuperată de Oltence. Ce greșeală pentru Cristina Neagu într-un moment important. Acum Malovic, faultată. Da, a fost faul la Malovic. Burcea cere eliminare. Să nu se întâmplă acest lucru. Fetițele de pe margine foarte bucuroase că au prins o minge, dar trebuia să-i dea drumul foarte repede. Ar fi vrut niște pase între ele acolo, dar bucuroase că dau mingea unor vedete. 4 minute și 15 secunde până la final. 3 goluri avans pentru CSM București, însă au fost și 7. 8, 20 și... Nu, 7 maxim, dar 25-32, nu? Pașcan așteaptă, Pașcan încearcă depășirea, Neagu o blochează, Miloslavjevic, Vulcan pentru Miloslavjevic de la ea, se așteaptă multe amenințare de joc pasiv deja. Nu e bine pe culoarul lui Vilde Ingstad pentru că e una dintre cele mai bune apărătoare. Acum Miloslavjevic se înalță și corner. Vedem câte pase, 2, da. Da, e gata. 2 minute eliminare. Ce prostie face Miloslavjevic aici. Și după prostie. Ce meci bun. Da, într-un moment în care mai avea șanse echipa ei, a aruncat după fluierul arbitrilor și vede eliminarea de 2 minute. Da, Miloslavjevic a făcut un meci foarte, foarte bun cu 9 goluri.
9 goluri, 3 pase de gol, 2 eliminări și 3 greșeli tehnice. Așa, cifrele de Ianei Miloslavievici în acest meci. Acum, din Diligan și din nou se opune Curmenț. Ar fi închis meciul, practic, din Diligan, dacă ar fi marcat acum. Încearcă echipa din Craiova să găsească drumul spre un nou gol. Vă reamintesc, în sezonul precedent, CSM București s-a impus aici, la Craiova, cu doar 2 goluri. 31-29. Da, dar tot așa, să știi, a fost Craiova revenind pe final. Acum să vedem, Malovici încearcă o depășire, faultată, aruncare de la 9 metri. Sezonul precedent au fost tot 34 de goluri la pauză. 18-16 pentru Craiova, ce se numește, a avut însă o repriză 17-17. A fost 17 egal, într-adevăr. Malovici, însă Ansen și Inștia au făcut un zid în fața ei și practic CSM București cu acest atac blocat arată că se îndreaptă spre a 13-a victorie din tot atâtea meciuri în acest sezon de Liga Florilor. Rămâne însă Craiova cu un meci bun făcut în fața campioanei, mai ales în prima repriză. Acum Zadi, ce pătrundere, slalom printre apărătoarele craiovene, scoate aruncarea de la 7 metri. Și să vedem, cred că nu va mai fi trimisă Arțen, va fi pusă altă jucătoare să execute. Vedea. Da, nu a asemănat deloc cu meciul cu Rapid. Un meci pe care Craiova l-a pierdut în această sală la 7 goluri și a fost condusă și la 12. Arsen din nou la 7 metri. Adi Vasile a vrut să te contrazică, Maria. Da, credeam că lasă o jucătoare gen Stoica să-i dea, încredere. Fost, așa ar fi fost normal, dar iată, cu mai puțin de 2 minute înainte de final, CSM București conduce 4 goluri în fața Craiovei. Un minut și jumătate până la final. Acum din nou Arțen se interpune acolo pasei către pivot în poartă. Da, plonjat și a reușit să recupereze după ce mingea a fost atinsă într-adevăr de Ansen. Cristina Neagu a jucat 60 de minute în faza de atac. Meci bun, vă spuneam, 8 reușite. Da, cu atât mai mult ne pare rău că nu se mai vedem la echipa națională. Neagu într-un flip, Zadi, flip, încearcă depășirea, Zadi, așteaptă Neagu, însă se hotărăște să arunce ea și să marcheze din nou. Partidă excelentă făcută de Neagu, cu 9 goluri, 9 pase de gol. Ce poate face echipa olteană în acest final de partidă? Mai degrabă să mai înscrie o dată și încearcă cu un gol, da, nu mai mult. Să lase o impresie bună fanilor săi. A intrat Boiana Milici, iată-o. La un pas să comită pași acolo. 30 de secunde cu Milici, Malovici. Milici înscrie și Sârboaica. Are un turn în braț Milici. N-am văzut-o prea mult pe teren, dar iată-o marcând primul ei gol la prima acțiune de atac în care a fost implicată. Acum să vedem Cristina Neagu, dar se opune Curmenț și acesta va fi scorul, pentru că e greu de scos mingea de acolo. Se încearcă o aruncare din poartă în poartă. Craiova se... Craiova pierde pe teren propriu 31-35, un meci însă spectaculos cu 66 de goluri. O primă repriză excelentă făcută de Oltence în partea a doua. CSM București a arătat de ce este campioana României, o echipă invincibilă în România. Da, CSM, bineînțeles, pe primul loc în clasament. Craiova a rămas pe 5, dar nu poate coborâ mai mult de atât. E o gaură mare între locul 5 și locul 6 ocupat de Râmnicu Vâlcea. Marian Ursescu și Ion Alexandru, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi, rămâneți alături de handbalul de calitate de la ProArena. La revedere! La revedere!